Bun. Este important să vedem, conform concluziilor trase de DIICOT astăzi, ce s-a întâmplat cu această acțiune din Dor Mărunt și din Lecli Usat și Lecli Răzvan în principal, pentru că, conform informațiilor de astăzi, numai puțin de 532 de cadre MAI, din care 6 sunt de la operațiuni speciale, mascați, SIA, SAS, nici nu mai știu cum îi cheamă, 532 de oameni, ceea ce înseamnă că și dacă îi împarți în vreo câte 3 pe mașină, să spun așa, 2-3 pe mașină, să zice că sunt 100 și ceva de mașini, motorină, benzină, lino, arestări, percheziții. Avem 150 de percheziții făcute. 150 de percheziții făcute în termen de câteva zile. 180 de inculpați, o excepțională mare parte în zona Lecliu, Gară, Dor Mărunt, după ce au fost ăștia turnați ca niște vite proaste, 180 de inculpați. Bun. Dintre toți ăștia, doar 20 și ceva au fost arestați, iar ăștia 20 și ceva de oameni amărâți erau teoretic și sunt, bănuiesc, vinovați de constituirea acestui grup și de fapt ca cei care au drenat banii. Oamenilor amărâți le reveneau undeva la 500-800 de lei pe lună de familie. 500 de lei. Dacă împarți valoarea prejudiciului, ar însemna undeva la 9.444 de euro pe 2 ani, ceea ce, teoretic, ne apropiem. Dacă e să iei conform celor ce spuse de ei, ar fi cam așa. Dar real, oamenii beneficiarii care au fost arestați și săltați și inculpații, au primit în jur de 2.000 de euro dacă au beneficiat de cei 2 ani. De ce să te duci la atâtea mame? Că sunt niște, era clar pentru toată lumea că sunt oameni asistați sociali. Pentru că sunt niște oameni amărâți. Nu intră oricine în astfel de ecuație, să spunem așa. De ce să te duci cu masca și cu trupe SIAS, cu jandarmi și cu sute de oameni, 532 de cadre ale MAI? Iar ceea ce au găsit la după 150 de percheziții e nemai văzut, nu știu dacă am văzut în 40 de ani așa ceva, 150 de percheziții în câteva zile, au căutat ăștia a fi raportor. Dar haideți să vedem ce a găsit. Ce a găsit DIICOT-ul ăsta după atâta căutare? Păi dacă împărțim valoarea găsită per persoană și avem așa, 180 de persoane, că sunt 180 de inculpați, au fost 150 de percheziții și împărțim la 180. Deci ăștia au găsit pe persoană 500, facem o medie, da? Ca să înțelegem cu cine confruntăm aici, unde sunt infractori, interlopii, oamenii răi, hoții care fură. Și după asta o să vă vorbesc puțin de Mihai Țăbești. 572,22 ron de persoană. Bun, dar parcă cred că dacă caut pe la mine prin portofel, dacă mă scarpim pe acolo, îi găsi vreo 500 de lei, dacă mai au și de pe la soție. Oare asta mă face și pe mine interlop? Ia să mai vedem. 183 de euro, 33 de cenți pe cap de vită furajeră. Adică au mai găsit două hârtii de 50 de lei și câteva de 20 pe acolo. Poate voi avea și tu pe acasă. Ce au mai găsit? 5 dolari și 38 de cenți, sau cum s-au mai numit și pe la americani ăștia. 2 șecheli, 2,22 de șecheli pe persoană. Adică înseamnă 50 de cenți, 50 de eurocenți, adică vreo 2 lei, vai mama lor. 1,55 de lire sterline și o excepțională cantitate, 14 grame de aur în familie. Cât înseamnă 14 grame de aur? Păi eu asta să mă gândesc foarte mult, nu prea sunt eu cu aurul. Am aici o cheie. O cheiță. Ia să o punem noi. Adică vine mascatul la tine cu vreo 5-6 jandarmi și caută aurul și găsește, să spun, o pereche de cercei și un ineluț. Nu se știe dacă sunt din aur pur. Poate să fie galvanizat, acoperit cu aur, poate să fie de jucărie, nu contează, că mascatul nu știe, el ia și-l trece ca aur. O cheiță. Cât are cheița? Ia să vedem. 10 grame. 0,10 grame. Deci oamenii ăștia
au găsit în fiecare casă excepționala cantitate de metal prețios echivalent a unei chei. Da? Asta a găsit Dicotul. Dar să vedem puțin mai departe. Ce s-a întâmplat aici? 425 de polițiști, 16 luptători SIAS, 85 de luptători jandarmi și 6 de la direcțiile de operațiuni speciale au venit peste mame cu 11 copii arestați, târâți ca niște boarfe, băgați în dube ca niște infractori supremi și duși la călărași anchetați. Dosare va face Dicotul 6 ani de zile, dosare la o rată de 20 pe an, Dicot Călăraș va face timp de 9 ani dosare penale și judecătorii călărășeni vor trebui să judece până dracia toate dosarele astea. Dar ei vor trebui, pentru că sunt niște cazuri sociale, vor trebui, nu mai vor putea judeca cu legea în față, pentru că sunt niște cazuri excepționale. De fapt, cazurile astea, în afară de cei 20 care erau cunoscuți de acum câțiva ani că sunt implicați, oamenii ăștia amărâți nu aveau ce să caute târâți și umiliți în toată această mizerie. Ei trebuiau luați separat, văzut, pentru că ei sunt pur și simplu niște victime. De ce să vii tu prim procuror cu studii, cu experiență, să te mânjești în așa hal și să ieși public de atâtea ori, să te lauzi cu aceste reușite, când pentru tine, de fapt, este un eșec. Toată această mizerie. Haideți să ne gândim la Mihăiță Beștea. Mihăiță Beștea cu 34.000 de euro pe an, salariu, care nu face nimic. Mihăiță Beștea ăsta cu 34.000, oare el nu este un interlop? Nu ar trebui și el să fie arestat? Pentru că el pentru banii ăștia nu muncește pentru călărășeni. Nu face decât rău, nu suportă, nu acordă sprijin decât crime organizate, da? Din ITM și din de pe unde mai face, nu mai rele face. Cu toate astea, la 34.000 de euro pe an, Mihăiță Beștea este apreciat și stimat de toată lumea, atât din parchete, cât și din judecătorii, cât și din DICOT. Ca angajat acum al prefecturii sau al Consiliului Județean, pe unde o mai fi, că nici nu mai știu, pe acolo, pe la Călăraș, acesta drenează bugetul de stat în liniște. El nu este considerat un interlop rău. Nu? Și toate dosarele de crimă organizată reale, zac ascunse și terfelite de purcarea Xenofonte, Bănescu, Liliana și mai nou, Dicot Călăraș, care le aruncă de colo în colo. Dar ne luptăm, 532 de cadre MAI s-au dus să terorizeze copii amărâți și oameni sărmani. Rușine să vă fie!